Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului că și în această seară din nou ne-a dat acest prilej minunat să fim în casa Lui. Cred că pentru un credincios, pentru un copil al Lui Dumnezeu, cel mai frumos moment este atunci când ne adunăm la oaltă, atunci când suntem în prezența Lui Dumnezeu. Și lucrul cel mai minunat este că atunci când noi suntem la oaltă, atunci când suntem în casa Lui Dumnezeu, spune cuvântul Lui Dumnezeu, că acolo unde sunt doi sau trei și Domnul Iisus este prezent în mijlocul nostru. De ce în această seară? Nu este doar o adunătură a unor oameni, ci în mijlocul nostru este Iisus Hristos și vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne dă acest prilej ca în această seară să fim în prezența Lui. Dacă mulți dintre noi alegem probabil să stăm acasă în confort, vreau să vă spun că în această seară Domnul Iisus, El nu a lăsat o casă, ci a lăsat cerul și a venit și vrea să fie în această seară împreună cu fiecare dintre noi. El vrea ca în această seară să ne asculte problemele la fiecare dintre noi. El vrea să ne asculte fiecare cerere și cred că în această seară Dumnezeu ne va vorbi. Cred că în această seară Dumnezeu va lăsa binecuvântarea Lui peste fiecare dintre noi și vrem ca numele Lui Dumnezeu să fie slăvit în mijlocul nostru. Amin. Vă invit să vă ridicați pe picioare. Aș vrea să citesc câteva versete din Proverbe, din capitolul 3, paginile în Sfinte Scripturi, 641. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu toate, cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Amin. Vă invit să reluați locurile. Am citit acest pasaj și mai mult aș vrea să mă folosesc de versetul 7 care spune cuvântul lui Dumnezeu și înțeleptul Solomon spune: nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abată-te de la rău. Aș vrea în această seară să vorbesc câteva gânduri despre această temere de Dumnezeu. Lucru care este atât de sigur că într-o zi, chiar dacă mulți dintre noi, mulți oameni, într-o vreme ca aceasta se tem de Dumnezeu, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că mulți dintre oameni nu fac voia lui Dumnezeu. Chiar cuvântul lui Dumnezeu spune că și dracii cred și se înfioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Aș vrea ca în această seară să vorbesc câteva gânduri despre omul care cu adevărat face, el, omul care se teme de Dumnezeu, dar nu rămâne aici, ci omul acesta se teme de Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu, așa cum spune aici, și se abate de la rău. Aș vrea să vorbesc câteva lucruri și aș vrea ca în această seară cuvântul lui Dumnezeu să ne atingă pe fiecare dintre noi să înțelegem că într-o zi, chiar dacă nu este acum, într-o zi fiecare om se va teme de Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că orice om se va îngenunchea înaintea tronului de judecată. Dar pentru mulți dintre noi și pentru mulți oameni, atunci va fi prea târziu ca să te mai temi de Dumnezeu. Pentru că atunci Iisus Hristos va fi îmbrăcat în haina de judecător și atunci nu va mai fi nicio șansă pentru nimeni. Dar în această seară, dacă ești în casa lui Dumnezeu, dacă ești în prezența lui Dumnezeu, Domnul Iisus vrea să-ți spună un lucru. Este momentul potrivit ca să te temi de Dumnezeu și să renunți la rău și aș vrea ca în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să ne dea putere la fiecare dintre noi să ne temem de El și totodată să renunțăm la păcat și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Primul lucru care aș vrea să vorbesc în această seară și am titlul mesajului din această seară este omul care se teme cu adevărat de Dumnezeu.
Am spus că cu adevărat de Dumnezeu, pentru că, cum menționam mai înainte, că omul acela care se teme cu adevărat de Dumnezeu este omul care renunță la păcat, și am vrea ca în această seară noi să fim astfel de oameni, oameni care cu adevărat renunțăm la păcat. Atunci când te temi de Dumnezeu, renunți și la păcat, și vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi să fim astfel de oameni. Și primul lucru care aș vrea să vorbesc, spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 1, fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inimă sfaturile mele. Un om care se teme de Dumnezeu, frații mei, face două lucruri atât de importante. Aici în versetul 1 spune așa, că nu uită și nu, în a doua parte, păstrează cuvântul lui Dumnezeu. Un om care se teme de Dumnezeu, un om care rămâne în frica lui Dumnezeu, este un om care nu uită învățăturile și, în a doilea rând, păstrează cuvântul lui Dumnezeu. Le spune Dumnezeu poporului Israel, spune în Deuteronom, capitolul 8, versetul 1, spune astfel cuvântul lui Dumnezeu: să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat-o Domnul că o va da părinților voștri. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici un lucru atât de minunat poporului Israel: să faceți aceste lucruri, să păziți și să împliniți toate poruncile. Și lucrul acesta era pentru ca o dovadă ca să ei să primească acea țară care Domnul i-o pregătise acestui popor. Dar lucru minunat care m-am gândit, că pentru noi Dumnezeu nu că a pregătit doar o țară, ci a pregătit o veșnicie, a pregătit un loc atât de minunat în care ne vom bucura. Și în această seară este atât de important ca cuvântul lui Dumnezeu să fie în inimile noastre, și se citea la timpul de rugăciune, și fratele Cornel citea din Psalmul 1 și spune un lucru atât de minunat: omul care cugetă zi și noapte la legea lui Dumnezeu. Astfel de oameni este omul care se teme de Dumnezeu, este omul acela care știe să cugete zi și noapte la legea lui Dumnezeu, zi și noapte să caute cuvântul lui Dumnezeu. Și vrem ca Dumnezeu pe fiecare dintre noi să pună în inima noastră dorul acesta, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu să fie în inima noastră. Un om care se teme de Dumnezeu nu poate să neglijeze poruncile lui Dumnezeu, nu poate să neglijeze cuvântul lui Dumnezeu. Și am vrea ca în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să fim astfel de oameni care să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Că atunci când împlinim cuvântul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ai cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, atunci păcatul nu are nicio putere asupra fiecărui dintre noi. Și vrem ca Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. În Iosua 1 cu 8 spune cuvântul lui Dumnezeu, un verset atât de minunat, spune: cartea aceasta a legii, cuvântul lui Dumnezeu, să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Și spune apoi acolo Iosua un lucru atât de minunat, că atunci vei izbuti în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Atunci când ai cuvântul lui Dumnezeu la cârma vieții tale, atunci când ai cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, atunci poți să lucrezi cu înțelepciune. Și am vrea ca fiecare dintre noi în această seară să punem la inimă lucrul acesta. Și dacă probabil de multe ori cuvântul lui Dumnezeu nu mai este prioritate în viața noastră de zi cu zi, am vrea ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi în această seară și să ne dea putere la lucrul acesta. Apoi, a doilea lucru care aș vrea să vorbesc, spune în versetul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Un om care se teme de Dumnezeu are aceste două lucruri minunate. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 4, cu versetul 32, apostolul Pavel spune un lucru atât de minunat acolo. Spune: dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Am vrea ca în această direcție, am vrea ca lucrul acesta fiecare dintre noi să-l înțelegem, că omul care se teme de Dumnezeu este omul acela care este plin de bunătate, omul acela care privește cu bunătate pe semenul lui, omul acela care privește cu bunătate pe aproapele lui, omul acela care este plin de bunătate cu fratele lui,
De multe ori cred că fiecare dintre noi avem nevoie de lucrul acesta. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu acest lucru minunat, să fim plini de bunătate și vrem ca Dumnezeu să ne dea putere la lucrul acesta. Și spune acolo că omul care este credincios, am vrea ca în această seară să înțelegem că copiii lui Dumnezeu este nevoie ca să fim credincioși. Fiecare dintre noi, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu ne-a dat și ne-a încredințat o lucrare fiecare dintre noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acei oameni, când acel împărat a plecat într-o țară îndepărtată, spune că la fiecare dintre ei care i-a chemat, le-a dat câte un talent. De aceea, în această seară, trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi am primit un talent. Dar este atât de important să lucrezi cu acest talent cu credincioșie. Un om care se teme de Dumnezeu, darul care l-a primit de la Dumnezeu, el lucrează cu credincioșie și am vrea ca în această seară fiecare dintre noi să ne facem o cercetare profundă. Sunt atât de mulți frați, atât de multe surori care au primit un dar din partea lui Dumnezeu și probabil că mulți dintre noi am îngropat talentul care Dumnezeu ne l-a dat, dar am vrea ca în această seară cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la lucrul acesta să lucrăm cu credincioșie. Adu-ți aminte de darul care Dumnezeu ți l-a pus în tine și dă-i lui Dumnezeu slavă pentru lucrul acesta. Lucrează cu credincioșie, este atât de important. Nu este important lucrarea care o faci, că este o lucrare vizibilă sau nu este o lucrare vizibilă. Lucrează cu credincioșie. Este lucru care ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Atunci când te temi de Dumnezeu, talentul care Dumnezeu ți l-a dat, nu poți să-l ascunzi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo, atunci când împăratul s-a întors, spune că acel om care a îngropat talentul, spune că a venit și a spus, mi-a fost frică de tine și l-am îngropat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acel om a fost scos afară. Am vrea ca în această seară să ne facem fiecare o cercetare profundă, să ne gândim care talent ne-a dat Dumnezeu la fiecare dintre noi și Dumnezeu ne cheamă în această seară să lucrăm cu credincioșie și Domnul să ne dea putere la lucrul acesta. A treilea lucru care aș vrea să vorbesc este încrederea în Domnul. În versetul 5 spune cuvântul lui Dumnezeu, încrede-te în Domnul din toată inima. Este atât de important ca într-o vreme ca aceasta să ne încredem în Domnul din toată inima. Mulți oameni se încred în Dumnezeu, dar nu se încred din toată inima. În această seară spune cuvântul lui Dumnezeu, psalmistul David spune în Psalmul 31, versetul 19 spune, în tine mă încred, Dumnezeule, să nu fiu dat de rușine. Atunci când te încrezi în Dumnezeu din toată inima ta, Dumnezeu este acela care nu te va lăsa dat de rușine. Atunci când te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu nu te va lăsa de rușine în fața colegilor tăi, Dumnezeu nu te va lăsa de rușine în fața bisericii, Dumnezeu nu te va lăsa de rușine în societate și am vrea ca în această seară să înțelegem lucrul acesta. Un om care se teme de Dumnezeu este un om care își pune toată nădejdea, toată încrederea în Dumnezeu și am vrea ca în această seară nădejdea noastră, credința noastră să fie în Dumnezeu și vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi la lucrul acesta. Apoi, omul care se teme de Dumnezeu spune în versetul 6, spune că îl recunoaște în toate căile lui. Am vrea ca în această seară, sunt de multe ori ca oameni, ca copii al lui Dumnezeu probabil, mergem în lumea aceasta și de multe ori căile noastre probabil nu sunt căile care îi plac lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul care se încrede în Dumnezeu, omul care se teme de Dumnezeu, îl recunoaște pe Dumnezeu în toate căile lui. Și am vrea ca în această seară, adu-ți aminte în care căi nu-l recunoști pe Dumnezeu. Probabil că sunt momente în viața ta care în căile tale nu este Dumnezeu. Probabil și ni se vorbea atât de frumos și ni se dădea acel exemplu despre acel om care l-a luat pe acel căruțaș, care l-a luat pe acel om și el trebuia să-l ducă la o destinație și spunea el lucrul acesta și când se întâlnea cu vecinul lui spune că îl duc pe omul acesta la o destinație și domnul acela care era în spatele lui, care era în căruță pentru că nu a mers în direcția care el o dorea, spune că s-a coborât din trăsura lui și el a rămas singur și el încă credea că este cu Domnul. De multe ori se întâmplă și nouă lucrul acesta, de multe ori, probabil pe cărarea care de multe ori noi apucăm și credem că Dumnezeu este cu noi. De multe ori probabil Dumnezeu nu mai este cu noi și am vrea că în această seară să ne facem fiecare dintre noi o cercetare profundă dacă Dumnezeu mai este cu noi. Este atât de important ca să ne oprim în loc de multe ori
și să ne facem o cercetare. De multe ori ne gândim și spunem că mergem cu Domnul. De multe ori credem că suntem cu Domnul. Dar am vrea în această seară să ne facem o cercetare și să spunem, Doamne, Tu mai ești cu noi. Viața noastră, trăirea noastră mai dă dovadă pentru că Tu ești cu noi. Pentru că dacă viața noastră nu dă dovadă de copil al lui Dumnezeu, dacă noi nu ne asemănăm tot mai mult cu Iisus Hristos, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci Iisus Hristos, Domnul nostru, nu mai este cu noi și am vrea ca în această seară Dumnezeu să ne dea putere ca dacă vrem să fie Domnul cu noi, am vrea să trăim și noi așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Am vrea să ne asemănăm tot mai mult cu Iisus Hristos și vrem ca Domnul să ne dea putere la lucrul acesta. Apoi, aș vrea să vorbesc și spunem cu versetul 9, un lucru atât de important, cinstește pe Domnul cu toate averile. Am vrea ca în această seară să înțelegem omul care se teme de Domnul. El îl cinstește pe Domnul cu toate averile lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Un exemplu în Luca, în capitolul 14, versetul 12, spune în felul următor. Luca 14, versetul 12 și 13 spune așa. A zis și celui ce-l poftise, când ai un prânz sau o cină să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, că nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să ei astfel o răsplată pentru ce ai făcut, ci când ai o masă, cheamă pe săraci și pe șchiumbi și pe orbi. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici ca să-L cinstești cu toate averile tale. Este atât de important, frații mei, ca să îl cinstești pe Domnul cu toate averile tale, este să întinzi o mână de ajutor celui care niciodată nu poate, nu va mai putea să te ajute. Este atât de important. Spune aici, Luca spune un lucru atât de minunat. Nu chema pe cei care știi că te vor ajuta și ei la vremea hotărâtă. Nu chema pe cei la o masă, pe cei care știi că te vor chema și ei, ci spune, tu cheamă pe cei care nu pot să-ți facă bine niciodată. Fă bine, cu alte cuvinte, din veniturile tale, din ceea ce Dumnezeu ți-a dat, fă bine și celui care nu are, celui care nu poate să-ți mai întoarcă înapoi. Și am vrea ca în această seară Dumnezeu să ne dea putere la fiecare dintre noi, să fim astfel de oameni, să fim niște oameni care să cinstim pe Dumnezeu cu toate veniturile noastre și Domnul să ne dea putere la lucrul acesta. Vedem și este un exemplu pe paginile Sfintelor Scripturi, un exemplu negativ, cred că și Domnul Iisus l-a lăsat pentru ca noi să învățăm din aceste lucruri negative. Spune că atunci când i-a rodit țara acelui om, acelui om bogat, spune el un lucru atât de negativ, spune că ce voi face pentru că ambarele lui erau prea mici. El nu s-a gândit la oamenii cei bogați, la oamenii cei săraci. El nu s-a gândit că surplusul acela care Dumnezeu i-l-a dat, el putea să cinstească pe Dumnezeu cu averile lui și să întindă o mână și celui lipsit, ci spune că omul acesta a spus, știu ce voi face, voi strica ambarele, voi face altele mai mari pentru ca să-mi intre toată bogăția aceasta. Și spune că vine cuvântul lui Dumnezeu și vine Domnul Iisus la el și îi spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Ale cui lucruri vor rămâne toate lucrurile acestea care tu le-ai agonisit? Am vrea ca în această seară să înțelegem că Dumnezeu vrea acest lucru de la noi, să-L cinstim pe Domnul din toată inima noastră, cu toate averile noastre și vrem ca Dumnezeu să ne dea putere la fiecare dintre noi. Frații mei, aceste lucruri sunt câteva lucruri care am vrut să vorbesc, aceste lucruri care trebuie. Un om care aduce cinstea lui Dumnezeu, un om care se teme de Dumnezeu, trebuie să aibă aceste principii în viața lui. Trebuie ca acest om, orice om care se crede că este și se teme de Dumnezeu, să trăiască după aceste principii. Dar îmi place atât de mult că cuvântul lui Dumnezeu și înțeleptul Solomon aici vorbește de un lucru atât de important. Atunci când tu cauți să faci în totul voia lui Dumnezeu, atunci când te temi în totul de Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu și în a doua parte a mesajului aș vrea să vorbesc despre lucrul acela important și titlul acestui mesaj, dacă vom citi, este folosul, care este folosul omului care se teme de Dumnezeu.
ce folosește, pentru că de multe ori noi așa ne facem calcule. Eu dacă merg la muncă, probabil fiecare dintre noi, dacă mergem să muncim, așteptăm ca după munca noastră să fim răsplătiți, să fim plătiți. Și aș vrea în această seară în continuare să vorbesc câteva lucruri despre lucrul acesta. Aparte pe lângă toate lucrurile că Dumnezeu într-o zi ne va răsplăti lucrul acesta cu viața veșnică, omul care se teme de Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a pregătit pentru noi viața veșnică. Sunt câteva lucruri sau câteva binecuvântări, dacă putem să le numim așa, binecuvântări pământești. Și aici înțeleptul Solomon, în versetul 2, spune un lucru atât de important. Spune că omul care se teme de Dumnezeu, răsplata lui, în primul rând spune că căci el îți vor lungi zile și anii vieții. Un om care se teme de Dumnezeu, ca răsplată Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, că îi se vor lungi anii, îi se vor lungi zile și anii vieții lui. Dar lucrul acesta și cuvântul lui Dumnezeu nu se oprește aici. Înțeleptul Solomon spune și continuă în a doua parte versetului și spune și îți vor aduce multă pace. Mulți oameni probabil trăiesc mai mulți ani ca noi, ca copiii lui Dumnezeu, dar este atât de important că copiii lui Dumnezeu, ei trăiesc în pace. Anii care Dumnezeu ne dă la fiecare dintre noi, atunci când te temi de Dumnezeu, anii care tu îi trăiești, acei ani Dumnezeu ți-i binecuvintează cu pace, indiferent de situația care treci. Și este atât de important, pentru că aici nu spune că îi va binecuvânta cu pace atunci când îi va merge bine, ci în fiecare moment, chiar dacă ești în momente grele, probabil că ești în boală, ești în suferință, în lipsuri, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul care se teme de Dumnezeu, Dumnezeu îl binecuvintează și anii lui îi binecuvintează cu pace. Am vrea ca în această seară Dumnezeu să binecuvinteze cu pace întreaga biserică, dar pentru ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu pace, avem nevoie de lucrul acesta, avem nevoie să ne temem de Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, a doua parte care spune cuvântul lui Dumnezeu, aici spune în versetul 4 spune, și astfel vei căpăta o trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Omul care se teme de Dumnezeu ca răsplată din partea lui Dumnezeu este un lucru atât de minunat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Avem pe paginile Sfintelor Scripturi câteva exemple minunate care oameni care s-au încrezut în Dumnezeu, oameni care s-au temut de Dumnezeu. Avem un Daniel care s-a încrezut în Dumnezeu, care s-a temut de Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat atât de mult pentru lucrul acesta. Avem pe cei trei tineri care s-au încrezut, care s-au temut de Dumnezeu și Dumnezeu, în momentul încercării, Dumnezeu a fost cu ei. Aș vrea ca în această seară să înțelegem că atunci în momentele grele, în momentele de suferință probabil, atunci când tu te-ai încrezut în Dumnezeu, Dumnezeu în acele momente nu te va lăsa singur. El va fi lângă tine, El va fi acela care te va ridica în acele momente și am vrea ca în această seară să înțelegem dacă ești un om care te teme de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că vei căpăta trecere înaintea oamenilor și pe lângă toate lucrurile acestea, că oamenii aceștia au fost binecuvântați de Dumnezeu, au căpătat și trecere. Dacă privim la Iosif, un om care s-a temut de Dumnezeu și în fața ispitei, în fața păcatului, el a știut să evite lucrul acesta, a știut să fugă din fața păcatului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a binecuvântat și el a căpătat, nu doar că l-a binecuvântat, a căpătat și trecere înaintea oamenilor, pentru că a știut să fugă la momentul potrivit de ispită, a știut să fugă de păcat. Și am vrea ca în această seară fiecare dintre noi să înțelegem. Vrei să fii un om care te crezi că ești, te temi de Dumnezeu? Fii un om care să fugi de păcat. Fii un om care să eviți momentele care diavolul de multe ori le caută în viața noastră și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Apoi, în versetul 8, care aș vrea să închei în această seară, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, spune că acesta va aduce sănătate trupului și răcorire oaselor. Este atât de important atunci când un copil al lui Dumnezeu se teme de Dumnezeu. Este atât de important și spune aici că ca o binecuvântare, el va aduce sănătate trupului.
Am vrea ca în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze cu lucrul acesta. Mă gândeam la aspectul acesta, cum poate să aducă frica de Dumnezeu, dacă tu te temi de Dumnezeu, să aducă sănătate în trupul tău, în viața ta. Și mă gândeam că un om care se teme de Dumnezeu, mă gândeam la câteva aspecte. În primul rând, el se gândește că se gândește la trupul acesta și aici, înțeleptul Solomon se referea la trup. Și este atât de important ca trup să înțelegem că acest trup, frații mei, nu este trupul, nu ne aparține nouă, chiar dacă mulți oameni și auzim de multe ori expresia aceasta, este trupul meu și fac ce vreau cu el. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că trupul acesta spune că îi aparține lui Dumnezeu. Noi am fost creați, spune cuvântul lui Dumnezeu și în Geneza ne vorbește, că noi am fost creați de Dumnezeu. Și mai mult de atât spune cuvântul lui Dumnezeu că noi am fost apoi. Pentru că atunci când Adam a păcătuit, când a încălcat cuvântul lui Dumnezeu, spune că păcatul a început și a stăpânit trupul nostru. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit Iisus Hristos, care El a murit pentru noi și atunci, în momentul acela, spune că noi am fost răscumpărați. Și este atât de important ca să înțelegem că trupul acesta, frații mei, nu ne aparține nouă, ci trupul acesta este al lui Dumnezeu, este proprietatea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, un lucru atât de important, spune Apostolul Pavel, că trupul acesta spune că este templul Duhului Sfânt. Și aș vrea ca în această seară să înțelegem, atunci când un om se teme de Dumnezeu, am făcut această paranteză pentru ca să înțelegem, un om care se teme de Dumnezeu este un om care știe să-și păstreze trupul lui, să-și înfrâneze poftele, știe un om să se înfrâneze. Și cuvântul lui Dumnezeu îmi place atât de mult că Domnul Iisus le vorbește acelor oameni și le vorbește poporului Israel chiar și lucrurile cele mai neînsemnate cu privire la igienă pentru trupul lor. Și este atât de important să înțelegem că atunci, de multe ori, noi vrem sănătate în trupurile noastre, dar lucrul acesta de multe ori aparține și nouă să facem. Am vrea ca să înțelegem lucrul acesta, Dumnezeu să ne dea putere la lucrul acesta, să ne comportăm cu trupul acesta, nu cum ar fi al nostru, ci cum este proprietatea lui Dumnezeu. Atunci când un lucru nu este al tău, altfel te comporți cu el. Dacă cineva îți împrumută mașina, nu mergi probabil cum așa cum mergi cu a ta. Ești mai atent ca să nu se întâmple ceva. Atunci când știi că proprietatea, trupul acesta, este proprietatea lui Dumnezeu, atunci ești mult mai atent și am vrea ca Dumnezeu să ne dea putere la fiecare dintre noi, ca să fim niște oameni ascultători și temători de Dumnezeu. Să fim așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne temem de Dumnezeu și să ne abatem la rău și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Amin.